Biblia zice, Dumnezeu într-adevăr îi spune, atunci voi stropi apă curată peste voi și veți fi curați de toată murdăria voastră și de toți idolii voștri. De aceea vă voi curăți. Amin? Uitați-vă la mine ca să înțelegeți, vedeți. Dumnezeu zice, voi stropi apă curată. Odată, fiți atenți, uitați-vă la mine. Odată, Domnul Iisus a vorbit cu Petru, a zis lui Petru, Petru, voi deja sunteți curățiți prin cuvântul meu care vi l-am spus. Amin? Atunci vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne curăță de toate murdările noastre, adică de toate păcatele noastre, nelegiuirile noastre, fără de legile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este această apă curată, această apă pură care ne purifică de toate păcatele. Amin? Când persoana se supune și ascultă de acest cuvânt. Dacă persoana nu ascultă de acest cuvânt, nu are cum să fie curată. Nu are cum să fie spalată prin cuvânt, pentru că nu ascultă. Dar când persoana se supune și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Domnului Iisus, atunci cuvântul lui Iisus o purifică, o spală din toate păcatele. Odată Domnul Iisus a zis așa, Domnul Iisus a vorbit cu cei urmași, cei care îl urmau și a spus, voi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu. Voi spuneți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu. Ce înseamnă asta? Sunt multe persoane care chiar frecventează o religie, o biserică, nume, și chiar spun, eu cred în Dumnezeu, îl iubesc pe Iisus, Doamne Iisus, Doamne Iisus. Dar acea persoană nu practică, nu ascultă, nu face ceea ce spune cuvântul lui, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu poate să o purifice, nu poate să o spele de păcatele ei, pentru că ea nu ascultă. Ca cuvântul lui Dumnezeu să vă spele, să vă purifice, dumneavoastră trebuie să ascultați de acest cuvânt. Așa să fie.